și vă mulțumesc pentru prezența la sediul sucursarii regionale de poștă Craiova. Suntem onorați să primim astăzi vizita domnului director general al Companiei Naționale Poșta Română, domnul Valentin Ștefan. Venim în fața dumneavoastră după o întâlnire cu colegii noștri din linia întâi, să spunem așa, cu poștașii craioveni, cu oficiul zonal de poștă Craiova, dar și de la Centrul Regional de Tranzit, un hub foarte important în logistica Companiei Naționale Poșta Română, unde tocmai am demarat o investiție de peste 270.000 de lei, o investiție foarte importantă care va îmbunătăți condițiile de lucru pentru salariații noștri care își desfășoară activitatea acolo. Ceea ce vreau să vă spun este că această investiție nu este prima de acest gen din sucursala noastră și face parte din politica investițională pe care am manifestat-o în cei 2 ani de mandat. Și vreau doar să vă dau câteva cifre concrete, reale și palpabile. Dacă în anul 2020, în primul an de mandat, ne-am preocupat de modernizarea flotei auto și asta a însemnat achiziționarea pentru sucursarea regională Craiova a 29 de autovehicule, mai exact 16 Renault Master și 13 Dacia Docker, o investiție care nu mai fusese la Poșta Română de 7-8 ani de zile în flota auto. Și sunt palpabile, le vedeți cu toții, circulând prin oraș, ducând colete la ușa cetățenilor. Totodată, în anul 2021, de la sfârșitul anului, am început investițiile în dotările și echipamentele IT. Și vorbesc aici de 379 de stații și monitoare, care sunt deja funcționale în oficiile poștale din Oltenia. Este o investiție foarte importantă. Vorbim de 379 de stații complete, 22 de multifuncționare laser, 105 scanere fixe și mobile și în continuare trebuie să sosească aceste dotări în oficiile noastre. Tot așa 21 de laptopuri pentru agenții noștri de vânzări, pentru conducerile din cele 5 județe din sucursarea regională Craiova. Dar cele mai importante sunt investițiile și reparațiile curente. Mă refer aici la clădirile noastre, la infrastructura noastră. Da, știm că nu suntem perfecți, știm că mai avem foarte multe clădiri de renovat, de reabilitat, dar fiind o companie de stat, gândiți-vă că toate aceste investiții le facem din ceea ce produce compania. Pentru absolut toate investițiile pe care le facem trebuie să existe o fundamentare economică. Și în anul 2020 am reușit reabilitarea și renovarea unui număr de 11 obiective cu o valoare totală de 1.422.886 de lei. În anul 2021, 12 obiective cu o valoare de 320.135 de lei. Iar pentru anul 2022 ne propunem un plan de investiții și reparații curente cu un număr de 22 de obiective cu o valoare record de aproape 2.500 de lei fără TVA. Și să sperăm că nu vom avea probleme cu licitațiile și cu toate procedurile și vom reuși să reabilităm aceste obiective deosebit de importante. Am vrut să vă vorbesc despre ceea ce am făcut în acești 2 ani de mandat. Sunt investiții foarte importante care au lipsit cu desăvârșire în perioada 2012-2020 și îl invit pe domnul director general să vă transmită gândul dânsului și apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc că am venit aici. Nu mă așteptam să fie așa de multă lume. Acum, știți, nu există companie fără probleme, cum nu există lot de fixuri fără probleme. Da, se pare că consumat. Ați avut ce să scrieți. Avem o companie cu foarte mult potențial, e o companie cu potențial de optimizare fantastic. Vă spun că înainte să vin la Poșta Română, nu mă gândeam niciodată că o să lucrez aici și am ezitat când am hotărât să vin la companie, pentru că compania în sine are o imagine prăfuită. Dar așa cum m-am hotărât să mă întorc în țară după 10 ani în America, nu să facem ce trebuie în țara asta, așa am zis și la Poșta Română trebuie să merge acolo unde e cel mai mare nevoie de aptitudinile mele. Așa că am venit la Poșta, am găsit o companie cu mult potențial, din fericire.
suntem într-o industrie care e în continuă creștere, așa că avem oportunitatea aceasta de a pune compania pe picioare pentru că există nevoie de serviciile Poștei. Dar în același timp avem și o mare provocare că este o companie în care nu s-a mai investit foarte mulți ani, nu s-a mai investit în resursa umană, nu s-a investit în tehnologia companiei și vă spun că nu s-a investit nici în strategia de dezvoltare a companiei, în planurile de management. Dacă vă uitați la planurile de management din anii trecuți, observăm același text copiat în mod constant. Și vă spun că asta văd și în propunerile bugetare. Se copia în mod constant propunerile din anii trecuți fără să se prelucreze, să se regândească un pic necesitățile respective. Companie mamă, 24.000 de angajați, 1,4 miliarde de cifră de afaceri, 5.600 de subunități, mii de servicii. Nu e ușor să o pui pe picioare și ceea ce e bine, că dacă ar fi fost ușor, ar fi pus-o alții lumea repede. Bun. Avem trei direcții de dezvoltare ale companiei. Pe de o parte încercăm să identificăm exact unde ne aflăm acum, unde este compania, care este nevoia de personal, unde trebuie să ajungem cu salariile, unde trebuie să investim prioritar. Deci, practic, facem un recensământ al companiei care durează și care sper că o să ne ofere informațiile necesare să mergem mai departe. Planul al doilea este să investim efectiv în companie, ceea ce înseamnă investiții în produse noi sau, pur și simplu, regândirea și repregătirea produselor pe care le avem deja existente. Și nu în ultimul rând, investiții în angajații noștri. Da? Mărire în salarii, training-ul lor și oarecum pregătirea angajaților Poștei pentru ce înseamnă business-ul nostru în anul 2022-2023 și așa mai departe. În mod concret, avem pentru prima oară în istoria Poștei un memorandum trecut de Guvernul României. Este o direcție clară setată de acționarul majoritar în care ne spune unde trebuie să ducem compania. Avem componente de digitalizare, poate principalul proiect aici este deployment-ul acesta a 3000 de cutii poștale digitale, care practic dublează numărul de cutii poștale de pe piața actuală și asta doar în primul an. Aici ne ajută și pe noi să fim mai aproape de clienți. Din 5600 de puncte de subunități poștale, o să putem să interacționăm cu clienții noștri în alte câteva mii. Evident, e un avantaj comercial pe care vrem să-l păstrăm și pe care vrem să insistăm și în anii următori. În funcție de cum merg lucrurile, sper că o să putem să creștem la 5.000, 10.000, 15.000, depinde foarte mult de piață. Numai că este o investiție strategică pe care ne vom axa în perioada următoare. Sigur că da, modernizarea companiei administrative, tot ce înseamnă digitalizare, soft de poștă, ca timpii de așteptare în oficiile poștale să nu mai fie atât de lungi. Practic, mergem în orice companie de poștă, vorbim de secunde, 10 secunde, 15 secunde din clipa în care un client este în fața oficiantului, în fața ghișeului, până când își rezolvă problema. Noi la poștă vorbim de minute. Deci avem o bună bucată de drum de recuperat acolo. Dar există soluții, au trecut și alții prin procesul acesta de modernizare, putem să o facem și noi și putem să o facem și repede acum. Nu în ultimul rând, avem nevoie de digitalizarea fluxurilor interne administrative. Nu vă ascund faptul că mapa e zilnic documentul principal care circulă prin companie. Fie că vorbim de referate, fie că vorbim de cereri de concediu de odihnă sau orice alt document în companie, totul este scris pe hârtie. O companie cu forța Poștei, cu capilaritatea Poștei, nu poate să
performeze, nu poate să reziste dacă nu se mută de la birocrația aceasta către ceva mult mai digital. Nu trebuie să treacă o cerere de procedură de odihnă, nu trebuie să treacă prin la 3 persoane, să aibă nevoie de 3 semnături, pe aceeași foaie de hârtie. În mod normal se aprobă într-o aplicație online, cu un simplu click. Bun, și așa mai departe. Planul de cumpărat mașini, anul ăsta vrem să luăm încă 200. Planul de cumpărat uniforme pentru angajații noștri, să cumpărăm tricouri, cămăși. Contează foarte mult și partea aceasta de imagine și este și unul dintre puține lucruri pe care le putem face pentru ei acum. Mări de salarii, cum scrie și memorandum, 15% pe 6 salariului minim și multe alte lucruri pe care le avem acum. N-aș vrea să insist foarte mult cu prezentarea mea, vă garantez că pot să vorbesc despre poștă mult, mult timp, dar mai degrabă aș vrea să vă ascult pe dumneavoastră ce subiecte credeți că este de interes pentru Craiova, pentru Oltenia și vă stau la dispoziție. Încă 200 de mașini pentru regiunea Craiova. Nu, sau pentru la compania. Okay. Da. Deci noi avem așa, avem achiziția se face centralizată. E o companie foarte centralizată. Încercăm să descentralizăm luarea deciziilor, dar și aici este un proces greoi. 200 de mașini la nivel național, nu știu câte o să revină la nivel de sucursală. Vrem să mai luăm încă 1000 de calculatoare, am luat primul și înseamnă trecut, vrem să mai luăm încă 1000 acum. Vedeți, problema este că nu poți să cumperi prea mult deodată, că nu știi dacă compania poate să absorbă toată această, toate aceste investiții. Vă dau un exemplu. Avem cam 900 de subunități poștale care au acces la internet. Deci au un calculator cu servicii online care se pot face de la transfer de bani până la alte operațiuni poștale. Am zis să creștem semnificativ numărul acesta și anul acesta am tras internet în 1500 de locații, deci încă vreo 600 în plus. Mi se întâmplă des ca angajații din oficiul poștal X, care n-a avut până acum calculator și să pun un calculator în față cu internet, să, în loc să bucure că nu devine mai productiv, că își face munca mai ușoară, că nu mai scrie o formulare de fixul. Se vorba de evoluție. E o provocare pe care noi trebuie să o luăm în considerare atunci când cumpărăm lucruri. Degeaba cumperi mii de calculatoare și le pui peste tot, dacă nu sunt și folosite. Și schimbarea aceasta de mentalitate din cadrul companiei necesită timp. Pentru că, până la urmă, angajații pe care îi avem acum sunt angajații care au ținut compania asta în viață, atâția ani. Știți că salariile sunt mizere. Și am avut angajați fidei. Des întâlnim angajați care au 30-40 ani în cadrul companiei. Și trebuie să ne gândim și cum să facem această tranziție de la o companie prăpuită la o companie modernă, cu servicii de calitate, dar în același timp să avem grijă și de oamenii ăștia care n-au fost fidei la atâția ani. Dacă salariile sunt mizere, cum puteți atrage forță de muncă? Ești mai specializată, mai tânără? Da, păi le creștem în primul rând. Deci noi avem salariul mediu în companie de 1800 de lei. Avem aproape 17.000 de angajați, netul, da. Avem aproape 17.000 de angajați care au fie salariul minim pe economie, fie puțin peste salariul minim. În industrie, salariul este undeva între 2.000 și 2.400 de lei. Deci avem de recuperat această diferență ca să fim competitivi. Dar noi avem planuri și mai ambițioase. Vrem ca Poșta Română să fie compania care plătește cel mai bine. Așa că pe lângă salariul fix, implementăm acum și un sistem de bonusare în care aproape toate produsele noastre, fie că sunt produse poștale, fie că sunt produse extra-poștale, să reprezinte o modalitate prin care angajații noștri să-și mărească venituri. Sigur că da, există și aici o perioadă de acomodare. Avem acest serviciu de încasat facturi. Pentru acest serviciu, Poșta Română încasează 2,5 lei. Noi am zis, din această sumă, o parte să meargă la, fie la oficiat, fie la poștași.
când îi spui unui om că poate să-și îmbunătățească salariul dându-i câte un leu, pare jignitor. Dar în realitate, dacă pentru fiecare produs angajații noștri pot să-și adauge la salariu câteva sute de lei, vă asigur că salariile din Poșta Română o să fie foarte competitive. Mai mult, avem acest contract de citit contoare. În Constanța, de exemplu, avem un angajat care reușește lună de lună să câștige în plus față de salariu peste 2000 de lei. Deci, practic, își dublează salariul din citit contoare. Este o practică des întâlnită în piață încât să ofere acest incentiv către angajații tăi. Să-i motivezi, da? Că până acum țineai totul pentru tine, ca companie. Acum să faci... A mai existat această politică și anterior a funcționat? Sau a încercat cineva să implementeze? Și... Să știți că nu inventez aproape nimic la Poșta Română. Doar fac lucrurile puțin mai bine. Sistemul de bonusare a mai fost pe agenda companiei, există reglementări interne, dar niciodată implementate. Adică anul de intenție. Da, din diferite motive. Nu știu ce s-a întâmplat. În trecut, dar vă spun că acum ne-a fost și nouă greu, implementăm greu, unele lucruri total obiective. Nu că trebuie să ai sistemele, aplicațiile interne care să controlizeze toate aceste tranzacții, dar și acelea de mentalitate în care vă spun, îi ofer omului posibilitatea să-și crească veniturile și de multe ori spune, nu, vreau salariu. Și atunci trebuie să-l convingi, da? Să-i arăți că ăsta e viitorul, că nu ai cum să-i crești salariul foarte mult, peste noapte, dar în schimb poate să-și rotunjească veniturile în felul acesta. Dacă am fi avut câteva sute de angajați, câteva mii, poate că ne-ar fi fost mai ușor să mărim la tot. Când ai 24.000 și 100 de lei, dacă o dai inclus la salariu, înseamnă diferența între profit și pierdere pentru companie. Vreau să vă întreb în legătură cu produsele alimentare pe care le-ați introdus în oficiile postale, se va implementa serviciul și la Craiova și cum funcționează lucrurile, adică de unde achiziționați aceste produse și de ce ați implementat serviciul? Mă referiți la proiectul cu Oșan, nu? Da. Păi, nu e nimic nou pentru Poșta Română. De 30 de ani avem acest sistem de consignație, de vândut produse cu amănuntul, practic. În trecut, nișa aceasta de business reprezenta mai bine de 5% din cifra de afaceri a companiei. Acum a scăzut sub 1%, nesemnificativ. Și aici avem două direcții de dezvoltare. Odată mi-am dorit ca o companie prestigioasă și serioasă cum e Poșta Română să lucreze cu companii care sunt pe aceeași care au aceeași greutate. Pentru că acum avem poate sute de companii care vin și își vând câte un produs în oficiile poștale. Este un coșmar administrativ pentru noi să manageuim fiecare contract de genul acesta în parte. Și vă spun că de multe ori nu este nici prestigios. În trecut am vândut tot felul de lucruri, de la hârtie igienică, la săpun, la detergent. Încercăm oarecum să dăm acestui business o formă cât mai profesionistă. Și vă spun că nici aici nu inventăm roata. Odată că s-a făcut în Poșta Română de 30 de ani. Și în al doilea rând, pentru că aceste magazine de proximitate funcționează în absolut toate țările și toate companiile de poștă au activități poștale în acest tip de, magazin. Este o modalitate de a reduce costuri. Și gândiți-vă la Poșta Română. Avem 1500 de subunități poștale. Avem 10.000 de metri pătrați care mănâncă resurse fantastice. Și puteți observa, intrând în oficiile poștale, că foarte multe arată prost, decorat. E un motiv, nu era voință, ci pur și simplu un oficiu poștal nu aduce suficienți bani, suficiente venituri, încât să se întrețină. Adică să existe bani pentru renovări, pentru schimbat de mobilier, pentru schimbat de geamuri când se sparg. Așa că trebuie să găsești o cale de mijloc. Am preferat să nu inventăm noi nimic, ci să mergem pe o cale deja bătătorită de alte companii din Europa și în UK puteți să vedeți și mai bine acest sistemul în care ai
servicii poștale în magazine de proximitate. Nu știu dacă o să ajungă în Craiova. Deocamdată este un proiect pilot în Pitești, 4 oficii poștale. Vedem ce se întâmplă, vedem cum decurge parteneriatul. Sunt 150 de produse acum. Unele sunt, într-adevăr, alimentare, altele sunt nealimentare, papetărie și ce considerăm că ar fi de interes pentru clienții noștri. E bine dacă vreți să revoluționați și Poșta Română, dar vă întreb, ați auzit vreodată o expresie de genul am plătit amenda întreagă pentru că poștașul a adus foarte târziu amenda respectivă în cutia poștală. Sau am găsit în cutie un document pe care scria asemănă cu prioritate. Da? Sau, eu știu, un alt document mi-a ajuns foarte târziu când am mers la furnizor, a zis că devine Poșta Română. Adică revoluționa serviciile, dar totuși vârfurile, oamenii care ajung la noi acasă, au o mentalitate cam învechită și din cauza asta suferim și noi, fără nicio vizită. Da. Câte companii de livrat plicuri există în România? O întrebare către dumneavoastră. Da? Dacă întrebi noi de pe stradă, cine aduce plicul, e poștaș. Pentru clientul nostru și clienții români în general, nu există o altă companie de livrat plicuri. Fie că vorbim de facturi sau de alte tipuri de plicuri. Avem, cred că, acum vreo lună a fost un caz în Focșani, în care o companie privată nu și-a făcut treaba cum trebuie, arunca cutii întregi de facturi la gunoi și toată lumea era supărată pe Poșta Română. În general, lumea e supărată pe Poșta Română pentru că nu înțeleg sau nu știu că nu suntem singuri pe piață. Diferența între noi și ceilalți este că, de departe, Poșta Română oferă cele mai bune condiții, cea mai bună calitate pe livrat, facturi recomandate și așa mai departe. Nu spun eu asta, spune Ancom. Dacă sunteți curioși, puteți să mergeți acum și să vedeți. Deci această imagine proastă pe care o are Poșta Română, de cele mai multe ori, sau de multe ori, este nemeritată. Pentru că avem companii private care oferă servicii mult mai proaste decât compania Poșta Română. Și se răsfrânge în mentalul colectiv asupra noastră. Asta nu înseamnă că noi suntem fără pat. Da. Avem și noi aceleași probleme. De multe ori, poștașul preferă să lase bilețelul în cutia poștală. Și după aceea, în loc să meargă din nou, a doua oră, a treia oră, când sunt instrucțiunile, lasă scrisoarea în oficiul poștal, că e mai simplu. Și așteaptă să vină clientul de la oficiul poștal. Știm și problemele acestea. De regulă s-a întâmplat asta. Doar o mică completare. Cred că acum două luni de zile, chiar și unii dintre dumneavoastră, dintre cei care sunteți la masa asta aici, mai vorbesc de foarte multe persoane din Craiova, mă apelau, dorule, am găsit un bilețel, un aviz, cum spun ei, că pe strada Toporaș trebuie să ne prezentăm, dar mie nu mi-a bătut nimeni la ușă. Foarte multă lume a crezut că sunt trimiteri expediate de Poșta Română. Nu, erau de un concurent al nostru de pe piață. Vreau să vă spun că au fost măcar 10-12 persoane care m-au abordat pe mine personal cu această situație. Deci, este o confuzie foarte mare. Toată lumea are percepția că toate trimiterile sunt aduse de Poșta Română. Și m-a dat un exemplu în Craiova. Am remarcat și că și colegi din presă, chiar unii dintre dumneavoastră, a scris despre această problemă. Ba, mai mult, mai vorbesc că un articol poate ușor tendențios scria că poștașii nu aduc. Cu toate că în cadrul articolului se preciza clar despre că este vorba despre o firmă privată. Dar poștași, pentru unii, nu înseamnă doar angajatul Poștei Române, dar aici sunt multe confuzii. Nu contest, ci noi avem probleme. Suntem conștienți și noi. Credeți că domnul director va vorbi despre toate demersurile acestea, de modernizare, de tehnologizare, de digitalizare, cât mai ales pe partea de resurse umane, de creștere a salariilor. Și noi suntem conștienți că având salariați care muncesc pe salarii atât de mici, niciodată nu vor da randamentul unor oameni foarte bine pregătiți, foarte bine motivați. Din acest motiv, stăm foarte mult de vorbă cu ei, am încercat pe cât posibil să îi îndrumăm, să-i corectăm, că și dacă ne chitim cu sancțiune, că foarte multă lume ce le dăm sancțiune, le dăm, dar și cine vine, cum punea mai devreme colegul dumneavoastră întrebarea, cine vine în loc? Tot persoane, din acest motiv,
demersul domnului director, nu știu dacă dacă v-a vorbit despre reformarea administrației centrale a Poștei Române. Compania mamă la București, deci administrația centrală are aproape 1000 de salariați. Dânsul și echipa dânsului vor să reducă organigrama cu 400 de posturi. Sunt vorbim de 400 de posturi TESA. Un post TESA cam ține 3 posturi de operativ. În acest motiv sunt negocieri intense cu sindicatul, că poate și aceste aspecte le-ați urmărit în presă, cel mai preponderent în presa centrală. Gândiți-vă că 400 de posturi TESA eliberate pe bază de profesionalism, nu pe bază de concurs, ne-ar putea ajuta să creștem salariile tuturor angajaților noștri din operativ. Deci să înțelegem că numărul de la TESA, cei de la birouri, este foarte mare, cei poștași sunt puțin la număr? Sunt 8 la număr, dar muncesc pe salarii mici. Vă pot oferi câteva detalii. Gândiți-vă că, scuzați, o creștere poate de 200-300 de lei la salariul unui factor poștal sau unui eficient înseamnă foarte mult. Și suntem conștienți din acest motiv, domn director vrea să facă această reformă a administrației centrale. Odată pentru a reduce și a eficientiza activitatea salariaților din administrația centrală, cât și pentru a transforma Poșta Română într-o companie care să aibă o cultură organizațională, o organigramă modernă, efectiv de multinațională, nu de companie de stat. Dânsul are și o altă mentalitate, are și o altă viziune. Vă dați seama că în studiile pe care le-a făcut în America, în experiența de lucru pe care o are în America, poate veni cu această îmbunătățire în managementul companiei. Vă mulțumesc pe poștă și... Compania Națională de Poștă e, cum se spune, e o instituție de unde se iese la pensie, probabil și de asta oamenii, generațiile au trecut, oamenii au rămas, așteaptă pensionarea, mă rog, dorința de a lucra nu mai e aceeași. Dar ce v-au spus oamenii, efectiv, de aici, din zona noastră, angajații, de ce s-au plâns cel mai mult? Știu că mulți au probleme cu transportul în sine, să ajung la diverse destinații, adrese. E dificil, întâlnesc câini, am văzut aici că vreți să cumpărați și biciclete electrice, motoscutere, ATV-uri. Puneți ATV-uri pentru zona montană, în unii cazuri. Ce v-au spus oamenii mai exact, angajații? Știți, angajatul din poștă este, este extrem de prietenos. Pentru că el nu vine să ceară decât lucruri de bun simț. Da? Vine și spune, domn director, n-am geant. Îi vor calculele să meargă și cer lucruri de bun simț. Salarii, au nevoie de salarii, au nevoie de uniforme, de echipament. Sunt niște lucruri pe care ei au crescut cu ele în Poșta Română și la care țin foarte mult. Condiții de lucru. Tot ce înseamnă nu mai avem geamuri cu din lemn, ci să avem geamuri din termopan. Să nu mai intre vântul, să montăm aer condiționat, să nu mai stai în căldură. Lucruri de bun simț. De minimă necesitate. De minimă necesitate. Și facem toate lucrurile acestea. Anul acesta investim în 200 de subunități. Valoarea investițiilor este egală cu toate investițiile făcute în ultimii 10 ani cumulate. Deci, există o mare sete de investiții în Poșta Română, de schimbări în Poșta Română și care, din păcate, oricât efort am depune, nu le putem rezolva peste noapte. Și vă mai spun un lucru care este, poate lumea îl trece cu superficialitate. Poșta Română este cu un picior în piața liberă de curierat. Noi nu primim niciun fel de acord în partea statului, dar cu celălalt picior suntem extrem de reglementați de statul român. Tot ce înseamnă curte de conturi, cont de control al ministrului, legislație specifică companiilor de stat, achiziții. Da, deci noi, ca să ne cumpărăm mașini, a explodat piața de curierat în 2020. O companie privată a mers la magazin și a cumpărat 100 de mașini peste noapte. Mă rog. Relativ. Poșta Română, ca să cumpere asta, are nevoie de un an de zile. Sau măcar 6-7 luni. A
Am impresia că de multe ori lumea nu înțelege greutățile cu care ne confruntăm noi din punct de vedere birocratic. Avem reglementări din anii 60 și 70. Nu e de ajuns să vii cu un business plan foarte profesionist. Nu e de ajuns să cumperi tehnologie. Nu e de ajuns să lucrezi la mentalitatea angajaților, la produsele noastre. Trebuie să dedici resurse și energie, chiar și pe partea asta legislativă. Că nu poți să faci ce vrei, că nu ești companie privată. Dar e ok și așa, pentru că și noi, ca Poșta Română, avem nișa noastră de business. Facem lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face. Doar Poșta Română le poate face. Și le facem foarte bine. 5% din masa monetară a țării trece prin Poșta Română. Dacă Poșta Română n-ar putea să ducă pensiile, nimeni altceva n-ar putea să le ducă. Lucrul ăsta e un efort fantastic. Gândiți-vă că a doua cheltuială din Poșta Română, după salarii, este cumpăratul de cash. Deci noi cheltuim sume fantastice în fiecare lună să cumpărăm cash ca să putem să ducem pensii. Trezoreria ne virează banii în cont, nu ni de cash. Avem un întreg aparat care se asigură că tot fluxul acesta de cumpărat, în primul rând, să găsești banii pe piață. Nu există. Nu iei de la bănci comerciale. E o întreagă piață aici. Trebuie să te asiguri că ai banii ăștia ca să livrezi pensiile. Statul român îți dă, ai contractul, nu? Să livrezi, dar statul român nu spune la dispoziție infrastructura. Tu trebuie să te ocupi de chestia asta. Așa că sunt e o companie fascinantă și îmi doresc foarte mult ca prin genul acesta de întâlniri, atât dumneavoastră, cât și românii în general, să cunoască mai bine Poșta Română, potențialul pe care are compania asta și câte lucruri extraordinare putem să facem pentru țară. Mai am un exemplu pentru dumneavoastră. Avem o responsabilitate de a pregăti viitoarele generații. Și încă de anul trecut am demarat câteva proiecte în a investi, în a acorda burse elevilor și studenților. Dacă ne-am hotărât să facem lucrul acesta, ne-am dat seama că nu avem cadrul legal. Poșta poate să ofere bani, ca orice altă companie, burse elevilor români sau studenților. Dar putem să oferim burse celor care studiază în domeniul de activitate al poștii. Ce să vezi? În România nu există legal meseria de lucrător în logistică. Deși avem peste 200.000 de oameni care lucrează în domeniul acesta. Așa că ne-am pus pe scris, am pregătit documentația, cât de-am priceput. Am trimis-o la Ministerul Muncii ca să înființăm trei meserii noi de lucrător în logistică. Beneficiul poștei, dar și beneficiul întregii industrie. Nu știu dacă ați observat, dar România e deja un hub logistic. Numai că, așa cum se fac lucrurile la noi în țară, e un hub logistic natural. Adică puțin dezorganizat. Mai vezi o companie mare care își deschide nu știu ce centru într-o parte a țării, alta în altă parte a țării, fără să existe o gândire strategică de construit infrastructură rutieră, infrastructură, hub-uri intermodale, poate e bine să le punem lângă porturi, poate e bine să le punem lângă infrastructura de căi ferate. Bun, și așa mai departe. Asta am făcut. De anul trecut ne chinuim să actualizăm corul meserilor din România, ocupaților din România, astfel încât să putem să oferim aceste burse, încât să aducem copii la liceu, să-i ținem în școală și când ies la acolo, ies cu o meserie care se caută acum pe piața muncii, nu cu una care nu mai are căutare. Așa că și prin intermediul dumneavoastră, dacă vreun liceu doar din zona Olteniei sau unde aveți dumneavoastră acoperire, este interesat să își înființeze o clasă duală cu specific de logistică, domnul director le stă la dispoziție încât să le oferim tot sprijinul necesar, să le oferim acel număr de burse, încât să fie mai competitivi ca instituție de învățământ, dar și noi ca țară să ne educăm viitoarele generații în meserii ale prezentului, măcar dacă nu ale viitorului. Da. Câte clase sau câte burse oferiți la nivel național?
nu există o limită, nu vrem să punem, se spune, carul înaintea boilor. Deocamdată, la câte s-au oferit? N-am oferit nicio bursă, noi vrem să le oferim, dar avem cadrul legat să le oferim. De fapt, unde să joacă tot? Facem, împingem documentele între noi și Ministerul Muncii. Da. Am și un felic de dorințe. Două întrebări, de fapt, la punctul 5, în memorandumul dumneavoastră, vă zic de externalizarea serviciilor care au costuri nejustificate companiei. Da. La care servicii faceți referire. Ați vorbit de produse noi. Dacă ați vrea să ne precizați nouă trei produse noi pe care intenționați să le lansați pe piață și legat de piața concurențială, concurența oricum este bună pentru că ridică și calitatea serviciilor dumneavoastră. Eu pot să vă spun acum o paranteză, eu am constatat o creștere a calității în ceea ce reprezintă coletele poștale internaționale. I-a și spus domnului director și eu am trimis copilul meu în Statele Unite. Și vreo 4 zile a durat, ceea ce am fost surprinsă plăcută, chiar am găsit o glumă pe masina, așa că se simte ceva. Și legat de piața concurentului, care este concurentul, compania care vă concurează, concurentul de bază? Ok, cu ce să începem? Concurenții noștri sunt mai mulți, sunt foarte multe companii în funcție de servicii pe care le oferim. În partea de servicii financiare avem un anumit tip de profil, anumiți concurenți. Pe partea de curierat rapid, nu știu, aș prefera să nu intru în detalii care sunt concurenții în mod direct, dar acolo avem doi concurenți mari pe partea de servicii financiare. Companiile astea internaționale, gen Western Union și RIA, nu îi considerăm concurenți pentru că au nevoie de infrastructura noastră ca să-și desfășoare activitatea și, și ne câștigăm bine, așa că suntem complementari. De serviciile financiare le tăiem, ca să zicem. Nu, avem doi concurenți serioși și în general sunt aceste companii care oferă chioșcurile acelea unde poți să-ți plătești facturile, unde poți să faci, să-ți plătești taxele, impozitele. O companie are, mi se pare că are 13.000 de cutii poștale în toată țara, de cutii dintre astea de chioșcuri și cealaltă companie mi se pare că are vreo 3.000, dacă nu mă cer. Concurăm cu ei. Nu? Noi avem 11.000 de poștași, plus 5.600 de locații, dovadă suntem încă cei mai mari. Din păcate, nu ne folosim subunitățile și puterea la capacitatea noastră. Pe partea de curierat, competiție foarte puternică din partea privatului și competiție loială. Sunt trei firme mari care au cea mai mare parte din piață și încă vreo 4-5 firme mici, unele branduri internaționale, altele branduri locale. Eu mă bucur că există competiția aceasta. E o competiție loială și se vede calitatea în serviciile pe care le prestăm cu toții și care ne obligă și pe noi să fim mai buni. Și asta ar fi o prioritate, să știți, avem de învățat aici. Pe partea de scrisori, avem un singur concurent. Și nu avem o părere atât de bună despre stilul în care își face, în care face business concurentul, dovadă și toate aceste reclamații și strategia prin care există un număr de companii cu denumiri asemănătoare în holdingul acesta și în clipa în care apar probleme legale cu o companie, se trec toate contractele pe cealaltă companie. Degeaba se suspendă licența pe o companie, că se merge mai departe în cealaltă companie. În clipa în care ți se suspendă licența, vă spun că ai probleme majore. Poșta Română n-a avut niciodată licența suspendată, asta e clar. Deci din stat suntem, nu avem concurență aici, plus că chiar ne facem treabă. Și așa mai departe. De fapt, externalizarea serviciilor care generează costuri. Un exemplu vă dau.
prin timp. Poșta Română cheltuiește între 7 și 8 milioane de lei în fiecare an pe cumpăratul de toner. Plus hârtie. Hârtia, nu? De printat. Plus alte componente ale imprimantelor. Plus imprimantele care trebuie cumpărate. Plus munca de IT care trebuie depusă pentru operaționalizarea imprimantelor. Deci este un întreg sistem pe care cu costuri uriașe și care acolo unde a fost externalizat s-au văzut reduceri la jumătate. Am mai fi și alte servicii care generează costuri pe care le intenționați? Foarte mult. Foarte mult servicii. Care până acum era un... Să facem intern, noi cum ne pricepeam. Iată, din punct de vedere la resurse umane, ce reprezintă externalizarea? Cât răspundă și există și personal care se ocupa de aceste servicii? Poșta Română are nevoie de oameni. Deci și administrația centrală de la București poate să-și găsească loc în operațional, dacă își dorește să muncească. A trecut vremea în care aveam prea mulți angajați în contra, acum avem nevoie de angajați. Dau exemplul ăsta peste tot pe unde merg. Acum avem undeva între 300 de pensionări în fiecare an. Începând cu 2025-2026, o să avem 1500 de pensionări în fiecare an. Vă dați seama că noi trebuie să fim pregătiți asupra impactului ăsta. Acum ne e greu să îi înlocuim pe cei care sunt atenți. Vă dați seama ce o să întâmple în câțiva ani. Deci de două, trei produse noi la care v-ați gândit să le lansați pe... Deci nu inventăm roata, da? Nu facem revoluție la poștă, doar vrem să facem lucrurile bine. Cred că cel mai important produs și ca produs căutat, dar și ca investiție, este acesta de cutii poștale digitale. Aici nu mai vorbim de calitate. Nu, evident, clientul poate să meargă oricând, să-și duce produsul oricând își dorește, de la mii de locații puse la dispoziție în toată țara. Dar putem să oferim aceste cutii poștale în sistem extern. Adică o altă companie de curierat poate să le folosească, cum folosesc acum oficiile poștale, să-și livreze produse. Sau putem să oferim aceste cutii poștale spre folosința clienților care au la rândul lor persoane fizice, alți clienți persoane fizice. Cred că toată lumea a auzit de OLX. Acolo se cumpără un produs, persoana care vinde merge cu el la oficiul poștal, poștașul ia și îl duce la clientul B. Acum, persoana care vinde merge la cutia poștală, lasă produsul în cutia poștală, introduce datele pe ecran și cumpărătorul primește SMS că poate să se ducă în același loc, la aceeași cutie poștală, să-și ridice produsul. Diferența este că în loc să plătești 7 lei, 10 lei la curier, o să plătești 1 lei sau 2 lei la cutia poștală. La nivelul Craiovei, cum se desfășoară activitatea de poștă? Poștașii au mijloace de transport, au abonamente plătite sau pur și simplu trebuie să descurce la ora acolo? Sunt niște reglementări interne în funcție de distanța față de locul de muncă. Unii au abonamente subvenționate, unii nu, în funcție de reglementările interne. Chiar am avut o discuție cu colegii noștri și împreună cu domnul director și cei din administrația centrală o să aruncăm un ochi pe aceste reglementări. Poate le mai înlesnim în avantajul salariaților noștri. Plus că mai avem auto proprii și poștașii noștri sunt duși de alți salariați către sectoarele în care desfășoară activitatea. Unii au abonamente, unii sunt duși cu mașinile poștene. Câți angajați are regiunea? 2500. În jur de 2500 fluctuează, vă dați seama că în fiecare lună poate avem 20-30 de plecări din sistemul, sunt luni în care... Nu întâmplă doar, am zis că de la poștă să iese la pensie. Plus că avem în mediul rural, unde avem agenții sau CPR-uri, salariați pe perioadă determinată, în timp ce poștașul este în concediu, un salariat îi ține locul pe lună. Din acest motiv poate să valeze chiar și cu 100 de persoane numărul de angajați într-o lună, mai ales în lunile de vară de concedii. Și subunități, le zic bine, regional are subunități? Da, subunități are în jur de 280, dar avem și oficii, și ghișee, și
oficii tonale mari, da. Da. Memorandum este multianual, nu? Cam în câți ani vă așteptați compania să ajungă acolo? Da. Deci memorandumul acesta este un act de voință al Guvernului României care îmi spune ce trebuie să facă la poștă. Practic e structura... Am văzut mai multe, nu în România chestii de ăștia le vedem, dar nu asta, cam în câți ani anticipați să compania să fie așa cum ne-a descris-o? Da, cum ne-a descris-o noastră. Cred că în 2 ani e un termen rezonabil să ajungem, să bifăm toate capitolele din memorandum. E un termen destul de optimist. Un termen generos. Vom vedea în momentul în care nu vom mai avea 17.000 de salariați aproape de salariul minim. În momentul în care salariul mediu în poștă va crește și nu vom mai avea angajați pe salariul minim, atunci se vor simți toate aceste... Sperăm ca și conducerea să rămână aceeași, tot pe dumneavoastră să vă tragem la răspundere dacă nu se va întâmpla, pentru că de obicei se schimbă atât de mulți încât pe cine să mai certăm? Se schimbă 6 miniștri în 8 luni. Exact. Doar că și asta e o mare... Și angajatul trebuie să fie, să conștientizeze că creșterea salariilor ține și de profitabilitatea unui companie. Păi da, le explicăm astăzi. Deci acum 10 ani de zile noi duceam un plic. Vă dau o cifră din burtă, să zicem cu 2 lei. Atât taxam noi pentru un plic. Acum taxăm 1 leu pentru distribuție și un integrator care ne printează și ne implicuiește, ia tot 1 leu. Noi ducem cu o profitabilitate de 3-5%, integratorul care printează și implicuiește are o profitabilitate de 20-30%-40%. Acum 9 luni de zile, 10 luni de zile, am demarat procedura de cumpărare a unui utilaj de ultimă generație, de 6 milioane de lei, de printat și implicuit. Cel mai modern din țară, de departe. În iunie o să ne ajung. Asta înseamnă că... Nu ne plângeți de milă. Știu că trebuie să iau și să se la piață. Plicul pe care o să-l ducă poștașul nu o să mai aibă un leu impact asupra bugetului companiei, să aibă 2 lei. Nu o să mai avem profitabilitate de 3-5 lei, ci poate de 3-5%, ci poate de 20%. Asta înseamnă tehnologie. Dar oamenii o să muncească la fel de mult, dar o să fie mai productivi. Și vă pot da foarte multe exemple. Tocmai vreau să văd că cum ați reușit să pierdeți contractele astea. La care e vorba de declarații de impunere sau ce trimite au oamenii prin poștă. A fost licitație, concurenții noștri au oferit un preț mai mic. Acum și beneficiarul serviciilor poștale ar trebui să se sesizeze în privința calității. Că doar ce am discutat mai devreme. Ok, oferi un preț mai mic, dar fă-ți serviciul și ceea ce ți-ai asumat prin acel contract. Nu se poate te prezinți la licitație cu un preț sub noi, dar după aia serviciul este praf și lumea vine tot să ne întrebe pe noi de ce nu i-a bătut nimeni la ușă niciodată să-i dea trimiterea și îi lasă avizul direct să se ducă la sediul lor. Da. Da, pentru că ai companii care... Eu ziceam, vă ajută utilajul ăsta să concurați. Utilajul ăsta sigur, dar o să ne reducă costul, să putem să concurăm, niciodată nu pot să concurez cu companii care, cu firme de apartament, care au 3 angajați în, da, și au costuri minimale. Deci e o piață grea, nu e o piață ușoară pentru poștă, dar aici ține foarte mult să ne educăm clienții. Să înțeleagă că mai bine dai o sumă mai mare pe produsele acestea, ești dispus să plătești mai mult, dar primești calitate. Nu ți se mai pierd plicurile, ți se duc. Sunt două tipuri de trimiteri. Sunt trimiterile care trebuiesc oarecum trebuie să fie feedback din partea clientului, adică facturile care trebuie plătite, sunt informări. Spuneți-mi dacă dumneavoastră, ca operator privat, aveți o firmă într-o garsonieră, între angajați. Trebuie o companie scoate la licitație 100.000 de trimiteri informări. Cum sunt acestea de pensii private? Vreau să spuneți, eu le duc eu cu 10% din
cât le duce Poșta Română. Le luați, le urcați în camion și duceți la centru de reciclare. Cine poate să vă verifice că v-ați făcut treaba sau nu? Dar pe unul interesează. Beneficiarul e obligat prin lege să le emită. Dar beneficiarul este obligat prin lege să le ceară și numărul de angajați al firmei care... Nu e obligat. Reglementele sunt foarte subțiri. Ne-am uitat și noi pe ofertele concurenților, că avem acest drept și am rămas șocat să vedem. Mi-am permis să spun, parcul dedicație, nu? Nu cu dedicație, pur și simplu este un tip ce business care nu este... bine reglementat. Exact. Că din moment ce tu, corect, ca bancă, trebuie doar să faci dovada că tu ți-ai informat clienții, adică că ai printat notificare și că ai atribuit-o cuiva, iar persoana care e atribuită trebuie să le ducă, bineînțeles, conform contractului, dar nu există nimeni care să verifice dacă au fost duse sau nu. Există un gap, un decalaj în legislație. Eu, ca emitent de plicuri, costul cel mai mic. De ce aștia un leu în plus? Că nu mă interesează dacă ajunge informat. Oricum o trimit și pe e-mail. Oricum clientul poate să ia oricând de la sediul companiei mea. Dacă îmi permiteți, sunteți și ancorați politic, că așa se fac numirile acum. Tot timpul se vorbește de legislație, ne lovim de legislație. Lucrurile astea ajung cumva la decidenți să se schimbe legislația, să se întâmple ceva. N-ajung și nu au legătură cu numirile politice. Nu, dar mă gândesc că au legătură cu capacitatea administrativă și managerială a companiilor să-și îmbunătățească cadrul legislativ. Da, adică Poșta Română este responsabilă să meargă cu propuneri legislative care să-i facă activitatea mai bună, mai ușoară. Acolo unde ne privește doar pe noi. Veți să auziți povești absurde din Poșta Română, vă spun. De acord cu noastră, numai că nu e suficient ca noastră să faceți un proiect cum să meargă Poșta Română bine roți rotunde, nu pătrate, și să-l duceți către un minister, cum ați spus, și să rămână într-un sertar la minister. De asta, asta a întrebat colega mea. Din acel sertar la minister aveți posibilitatea să-l scoateți și să vorbiți cu decidenții politici? Din câte știu eu, nu există niciun proiect legislativ împins de Poșta Română care ne privește strict pe noi și care să fi rămas uitat într-un sertar. Păi, nu prea... Suntem în 2022 și nu prea Poșta Română e deocamdată cam în același stadiu. De asta zic că... Tocmai ne vorbeați de niște reglementări de 60. Dacă vă chinuiți să mă ziceți niște modificări legislative, cine vă chinuiți? Păi vă dau un exemplu. Deci noi avem ca orice companie ca orice persoană juridică din România, trebuie să avem sisteme de monitorizare video în toate punctele noastre poștale. Deci în 5600 de locații. Avem mii de subunități, agenții, în casa omului. Da? Deci în mediul rural, în sate, poșta nu are o clădire proprietate personală, ci are un angajat care își pune la dispoziție o cameră din casă ca punct de lucru poștar, pe care noi înregistrăm în Registrul Comerțului. Îl declarăm ca un poștar. Conform legii, acea cameră trebuie să aibă sistem de surveillance, un sistem video de monitorizare. Noi, primul rând, că nu este proprietatea noastră, proprietatea omului. Nu există niciodată valori, deci poștașii nu țin banii peste noapte. Există cursă care vine și colectează tot ce le rămâne de peste zi. Nu au stoc, da? Deci nu ținem acolo valori mari, e geanta poștașului și poate îi rămân două plicuri. Deci există o valoare minimă. Plus, nu există agenție poștală profitabilă la Poșta Română. Deci, absolut toate agențiile ne costă mai mult decât producem. Dar prin lege suntem obligați să instalăm sisteme de securitate cu dispecerat. Adică odată că există, se face un studiu de fezabilitate, se aprobă la poliție, se vine firma și instalează una, două, patru camere câte sunt necesare și după aceea ai un abonament lunar prin care cineva poate să intervină în caz de nevoie. Am mers la
din sel de intern și am încercat să schimbăm această prevedere, astfel încât situațiile acestea unde avem agenții poștale să nu mai fie, nu să fie o excepție de la lege. N-am reușit să împingem lucrul acesta pentru că este o lege care are un impact fantastic asupra a tot ce înseamnă viața comercială din România și nu doar asupra poștii. Aici e problema, unde sunt prevederi legale care lovesc în poștă, n-am vă dat seama să ce sume fantastice, dar care au ca principal componentă întreaga activitate comercială din țară. Bun, vă mulțumim tuturor și mulțumim și pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului pentru problemele care mi le-ați adresat, așa cum a spus și eu și domnul director, știm că nu suntem perfecți și știm că mai trebuie să îmbunătățim multe lucruri. Niciodată nu vom putea face totul peste noapte. Mulțumim.